Bun găsit tuturor la o nouă ediție de eLive, sunt Mihai Bucureșteanu și astăzi vom vorbi despre mobilă. Ce preferințe au românii în materie de mobilier? O am alături de mine pe Raluca Rășanu, director de vânzări al magazinului Elvila. Bine ați venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Să începem cu începutul, să facem o recapitulare pentru anul care tocmai s-a încheiat. Ce produse au preferat românii în 2016? Bine v-am găsit, în primul rând. Aș putea spune că românii au apreciat întreaga colecție Elvila. Dovadă stau rezultatele obținute în urma vânzărilor, și anume o creștere față de anul precedent cu 25%. Creșterea economică resimțită la nivel macro a putut fi concretizată și în cerințele clienților, care au renunțat la produsele ieftine, produsele simple și au ales cele mai bine lucrate, cu realizate din lemn masiv, structurat cu un design desăvârșit. Aici, dintre cele mai cerute produse, pot să vă dau și exemple. Da, asta vreau să vă întreb, dacă puteți să dați câteva exemple. Da, set de canapele Octavia, care s-a executat atât pe stofă cât și pe piele naturală, prețul ajungând până la 8.000 de lei, dar și dormitoare clasice realizate din lemn masiv, și aici amintim dormitorul Tudor, dormitorul Florența, al căror preț a ajuns la 7.000-8.000 de lei. Cu alte cuvinte, România acum preferă calitatea în detrimentul produselor simple, produselor ieftine. Da. Care a fost valoarea totală a vânzărilor din anul trecut? Cifra de afaceri înregistrată în anul 2016 a fost de aproximativ 52 milioane de lei, 11 milioane de euro, și a reprezentat o creștere cu 5% față de 2016. Și cum se poziționează? Mă scuzați, da, de anul precedent. Și cum se poziționează acum Elvila pe piața de profil din România? Elvila are o colecție vastă de mobilier, produse de calitate, produse care sunt realizate în fabricile, cele trei fabrici proprii, produse destinate amenajării unei întregi locuințe. Colecția noastră suferă modificări permanente, noiri, și vrem să fim totdeauna cu ceva nou, întotdeauna cu... Să aducem ceva nou pe piața românească. Vorbeați mai devreme de fabrici. De unde provin materiale folosite pentru construcția mobilierului? Încercăm pe cât posibil să folosim materii prime și materiale autohtone, dar avem colaborări destul de strânse cu furnizori externi și cu furnizori renumiți pe piață, cum ar fi Eiger, Cunoșpanu, Samaco, etc. Și dacă ar fi să împărțim în procente, cât la sută sunt din România, cât la sută sunt din afară? Cam 70% România și 30% de afară. Deci, practic, putem vorbi de mobilă 100% fabricată în România. Unde vă pot găsi clienții? Clienții ne pot găsi în cele 14 magazine proprii, dar și 14 magazine în regim de franciză. În anul 2016, o parte din produsele de mobilier s-au putut regăsi și în magazinele unor mari retaileri, Cora și Dedeman. În aceeași măsură suntem prezenți și pe mediul online, prin intermediul site-ului nostru, www.elvila.ro. Totul se mută acum pe online, într-adevăr. Aveți în plan să deschideți noi magazine în viitorul apropiat? Avem în plan să deschidem magazine la Craiova, la Tulcea, dar să vedem și cât se vor concretiza. Deci nu avem un termen, adică anul ăsta vom deschide... Nu. Se poate face și mobilier la comandă, din câte am înțeles? Adică dacă am o idee, vin și zic, uite, vreau canapeaua asta să arate așa, să aibă culoarea asta, să fie din materialul ăsta. Da. Sigur că da, executăm și mobilier pe comandă. Noi oferim soluții și consultanță de specialitate clienților, după care urmează proiectarea, executarea produsului dorit în fabricile noastre proprii, la regim de mică. Și, în general, sunt mai scumpe produsele făcute la comandă față de cele care sunt deja expuse în magazine sau pe site? Există o foarte mică diferență la preț. Nu semnificativă. Nu. Colaborați cu dezvoltatori imobiliari sau firme din domeniul Horeca?
Sigur, suntem în permanență în atenția dezvoltatorilor imobiliari și a firmelor de tip Horeca. Anul 2016 s-a materializat cu lucrări de mare anvergură și aș putea aminti aici proiecte importante cum ar fi cel de la Teatrul Național din București și proiecte mari realizate în cadrul unor hoteluri renumite din Ploiești, din Satu Mare, din județul Hunedoara, din Constanța. Vorbeați despre TNB. Ce exact, concret ați făcut acolo? Amenajare în cadrul Teatrului Național. Scaune, din sări. Da, tapiserie și... Vreau să spune că și TNB e 100% momentan fabricat. Din punct de vedere al mobilierului. Avem un proces semnificativ acolo. Și vorbeați de filmele de Horeca. Ce preferință au avut? Adică, nu știu, din punct de vedere al stilului de mobilă. Că clienții noștri din Horeca au preferat gama de lux al produselor Elvila. Produsele realizate din lemn masiv, din furnier, produsele bine lucrate și care au prins foarte bine pe Horeca. Spuneați de gama de lux, care sunt celelalte game și să facem o mică clasificare de preț. De unde începe o gamă și unde se termină? De la 1000 de lei, 3000 de lei, să spunem, 3000, 6000 și 6000, 8000, 9000. Și maxim ar fi 9000 sau? Da, 9000. Bine, acum dacă comand ceva pot să... 9000, discutăm de un dormitor la 9000 de lei. Dormitor. Da. Și ce ar include acest dormitor? Adică pat, tot ce necesar amenajării unei camere. Dulap cu patul, două noptiere, comodă. Cum vedeți piața pentru noul an? Anul 2000... Suntem deja în februarie. Exact, suntem deja în februarie. Deja ianuarie a fost o lună foarte bună. Anul 2017 aș putea spune că va fi un an bun, un an în plină economie, dar în care noi ne propunem proiecte noi, ne propunem un volum mare al vânzărilor și totodată vrem să ne ținem acea creștere din anul precedent. Cu alte cuvinte, vor cumpăra sau nu românii mai multă mobilă? Vor cumpăra, evident. Și cert, vor cumpăra mai multă mobilă. Românească. Și vă așteptați la un anumit tip? Adică să cumpere mai mult mobilă pentru bucătărie, mai multă mobilă pentru dormitor? Sau n-ați aici fost? Vom vedea și ce ca atare. Și care vor fi trendurile pentru 2017? Pe ce materiale, ce culori se vor baza? Designerii Elvila, de exemplu, că personal pot să-mi aleg. Se merge în continuare pe ideea de less is more, pe amenajările minimaliste, unde produsele sunt realizate din palme laminat și acestea se adresează tinerilor, dar și pe mobilierul clasic, realizat din lemn masiv și care, cum bine v-am zis, se adresează unei anumite categorii sociale. Pentru mobilierul care se adresează tinerilor, vom merge pe culori precum verdele, cum bine știm, este numită culoarea anului 2017, pe galben, pe portocaliu, pe roșu. Iar pentru mobilierul clasic vom adopta culorile calde de pământ, culoarea vedetă anului 2016, ivoarul. Aveți ceva promoții pentru luna asta? Avem ceva promoții acum, la început de an, intrăm cu promoții bune. Cum ar fi? Dați-ne un scurt exemplu, că poate oamenii caută ceva în noi. Un scurt exemplu, avem promoții la mic mobilier, avem promoții pe pachete, de exemplu urmează Valentine's Day și Vă întreb ce ați pregătit de Valentine's Day. Da, vom avea un pachet promoțional, dormitor, plus o saltea achiziționată la un preț foarte bun, un preț promoțional. Ok, cam asta a fost. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Cu voi mă revăd și săptămâna viitoare, tot aici, la Daylife. Vă mulțumesc frumos!